Salutare, dragi prieteni baschetului românesc, sunt Edoar Popa, senior editor basket.ro și alături de colegul meu Flaviu Ilie, reporter al acelui site, vă prezentăm al doilea episod din Superbasket, brought to you by Superbet, în care abordăm competiția Eurobasket 2022, care se desfășoară chiar în aceste zile în patru țări europene. Salut, Flaviu! Salut, Edi, bine te-am găsit! Flaviu, am venit după o zi dramatică, aș spune, cu surprize, cu meciuri cu prelungiri, cu una dintre favoritele noastre cu un pas eliminată din competiție, practic. Hai să vorbim mai întâi despre surpriza turneului până acum și să începem cu grupa A de la Tbilisi, acolo unde Naționala Spaniei a pierdut cu una dintre echipele frumoase și mai puțin cunoscute la începutul acestei competiții, cu Belgia, 72 la 80, 73 la 83. Cum vezi situația din grupa A în acest moment? Da, grupa A până acum pare cea mai spectaculoasă. Nu mă așteptam să văd Spania sau Turcia pierzând un meci și atât că au pierdut amândouă. Excelentă această națională a Belgiei, mai ales am văzut acel prim meci cu Georgia câștigat pe tripla lui Jonathan Tabu, spectaculoasă, cu 3 secunde înainte de final. Și da, am menționat la emisiunea trecută că sunt predispuși să facă câteva surprize, că ei în ultimul an jumate au mai bătut și Serbia și Lituania și poate că nu e chiar o surpriză așa mare ce au realizat cu Spania. E interesant că au câteva nume cunoscute nouă. Dacă am urmărit Basketball Champions League sezonul trecut, au doi jucători de la Maresa și doi de la Filu Osten, care a fost adversarul lui UBT Cluj. Da. Și de cealaltă parte, Turcia cu Georgia cred că a fost meciul turneului până acum, cu dublu overtime, un duel excelent între tinerii pivoții Şengün și Mamukelashvili. Păcat că a fost puțin pătată imaginea de acel scandal de la vestiare. Da, unde oficialii turci acuză că jucătorul lor eliminat, Furkan Korkmaz, a fost agresat de trei jucători din afara lotului georgian. Doi jucători în afara lotului georgian și cel eliminat din partea Georgiei, plus chiar și de autoritățile de ordine. Turcia amenință că vrea să iasă din competiție, dar nu cred că se va întâmpla totuși așa ceva. Cert e că... Nici eu nu cred, pentru că ar fi o măsură prea drastică. E ca și cum am vedea în play-off în NBA că se retrag Golden State Warriors după un meci cu decizii mai dubioase de arbitraj. Nu cred că e cazul. Cert este că nu cred că va mai găzdui Georgia vreun turneu de acum încolo, indiferent de ce nume vor propune, cel puțin pentru o perioadă. Situația interesant de spus este că în două grupe, în acest moment când noi avem această conversație, în două grupe s-au desfășurat trei etape și în alte două grupe două etape. Grupa A este una dintre aceste grupe în care s-au jucat trei meciuri de fiecare echipă și avem o situație interesantă. Patru echipe cu un palmares de 2-1, Muntenegru, Belgia, Turcia și Spania, și gazdele Georgia cu un palmares de 1-2. Bănuiesc că nu se pune problema să mai vedem vreo surpriză din partea Spaniei, cred eu. Și va merge mai departe. Muntenegru văd că mai are meci cu Spania și apoi Muntenegru-Georgia, cred că va fi duelul în ultima etapă pentru calificarea mai departe, nu? Bănuiesc că Belgia deja e un picior în optim, iar Spania și Turcia sunt favoritele grupei. Da, o să fie interesantă chiar și etapa a treia, care va avea loc marți, parcă, pentru că joacă toate echipele care au 2-1 bilanț, joacă între ele, Turcia cu Belgia și Spania cu Muntenegru, și nici pe Georgia n-aș exclude în momentul ăsta din calcul, chit că au cu o victorie mai puțin, dar mai au de jucat meciul cu Bulgaria, care, deși s-a prezentat foarte bine, nu a reușit să câștige niciun meci, în ciuda prestațiilor excelente a lui Bezenkov, care e până acum cel mai bun marcator, dacă nu mă înșel, la acest turneu. Într-adevăr, și jucătorul Olympiacos a fost și văzut din tribune de antrenorul lui Sacramento Kings, care au drepturile lui de draft. Deci poate peste un sezon sau două putem vedea și un jucător bulgar în NBA. Da, deci nici Bulgaria încă nu este
total out, fiindcă în ultimele două meciuri au partida despre care am zis noi cu Bulgaria, cu Georgia și cu Belgia. Deci poate va reuși să facă o surpriză, însă mă îndoiesc. Probabil meciul decisiv pentru calificarea în optim se dă în ultima rundă între Georgia și Muntenegru. Da, așa zic și eu. Mergem acum la grupa B, unde au avut parte și acolo de un adevărat thriller, un duel fantastic între Germania și Lituania, încheiat cu victoria Germaniei după două reprize de overtime, 109-107, un clasic, cum spun americanii, între Franz Wagner, extrema lor, Orlando Magic, și Jonas Valanciunas, pivotul NBA de la New Orleans Pelicans. Cum Lituania are 0-3 cu două înfrângeri la limită, chiar trei înfrângeri la scor strâns. Sunt cu un picior în afara competiției, Flavio. Da, dezamăgitoare până acum Lituania, mai ales partenerul lui Valanciunas din frontcourt. Aici mă refer la Domantas Sabonis, pentru că el ar trebui să fie cumva vedeta echipei și a dezamăgit extrem de mult. E cam mincinos recordul ăsta lor de 0-3, pentru că n-au jucat rău niciunul dintre cele trei meciuri, dar detaliile au făcut diferența. Păcat și de acest meci, că a fost umbrit de alt scandal, dar nu merită să intrăm în detalii pentru aruncare liberă. Și da, cum ai zis și tu, Franz Wagner surprinde la primul lui turneu cu Germania, a avut niște prestații excepționale, în special asta cu Lituania, și l-aș demarca și pe Dennis Schröder, care e extrem de constant la acest turneu final. Care este liderul formației, de altfel, ca în locker room. Și mai sunt și jucătorii, cumva, nucleul Alba Berlin, Bayern München, plus cei trei jucători de NBA, Schröder, Wagner și Daniel Theiss, creează un lot important pentru Germania, o echipă destul de bună. Franța pare că și-a revenit în această grupă după înfrângerea în prima rundă cu Germania, două victorii la limită cu Lituania și cu Ungaria. Ungaria care nu se va mai baza pe Adam Hanga, deci nu cred că va mai conta de acum încolo în economia grupei. În schimb, o altă mare surpriză, tot duminică a avut loc, victoria Bosniei în fața Sloveniei, 97-93. Prima înfrângere a lui Luka Doncic la un Eurobasket. Interesant. Da. Interesant. A fost un șoc. Bosnic. A fost un șoc și acolo, mai ales că Nurkic n-a avut cel mai bun meci cu Slovenia, dar a ieșit la rampă Zalan Musa, care până acum este cumva peste pivotul lui Portland. Se pare că i-a prit transferul la Real Madrid și are niște evoluții extrem de constante la turneul ăsta final. Și îmi place extrem de mult ce joacă naționala Bosniei. Joacă un basket foarte modern, cu foarte multe aruncări eficiente din zona de 3 puncte, din zona de 3 secunde. Și cred că pentru asta merită foarte multe laude selecționerul, la cărui poveste o puteți citi pe basket.ro. Da, un selecționer care a trecut prin multe și ca jucător și ca antrenor. Și spuneai de tandemul Musa-Nurkic. Musa practic a reușit să-l anihileze pe Luka Doncic, adică n-a fost sigur. Ce înțelegem prin anihilarea lui Luka Doncic e o linie statistică ce sună ceva de genul 16 puncte, 8 recupere, 8 pase decisive, adică dacă asta e anihilare, ok, dar e sub cifrele care ne obișnuiam noi și Musa a reușit o prestație excelentă împotriva lui. Cine știe, poate o să-l revedem după astfel de prestații cu o Euroligă bună la Real Madrid, poate îl revedem în NBA peste câțiva ani. După trei runde, grupa aceasta este una destul de grăitoare, dacă stăm să ne uităm. Germania are 3-0, Bosnia, Slovenia și Franța 2-1, Lituania și Ungaria 0-3, cu mențiunea că Lituania mai are de jucat cu Ungaria și cu Bosnia. Deci Lituania teoretic mai are adversarele mai ușoare. Dar înfrângerea Sloveniei în fața Bosniei a complicat foarte greu calculele pentru baltici. Crezi că mai au șanse să intre să prindă acel loc 4? Da, va fi greu pentru că Bosnia s-a dovedit să fie un adversar foarte puternic. Probabil o să joace cu calificarea pe masă ultimul meci dacă nu face Franța vreo surpriză neplăcută și pierde din nou cu Bosnia, cum a pierdut în calificările pentru Mondial. Lituania nu cred că o să aibă probleme cu Ungaria, mai ales acum că maghiarii l-au pierdut pe Adam Hanga. Dar
Cred că merg pe Bosnia, la cum au arătat la turneul ăsta și în ce impas pare că sunt balticii. Și dacă tot am mai vorbit de Bosnia, aș mai vrea să le marc și pe John Robertson, care a avut o prestație monstruoasă cu Slovenia. A intrat efectiv toate tripele și a profitat de acel drop în care l-au apărat slovenii cu Mike Toby. 15-30 de la 3 puncte bosnieci în ultimul meci contra Sloveniei, 97 de puncte în 40 de minute, te duce undeva la 115 puncte în 48 de minute de NBA. Deci o ofensivă extraordinar de eficientă și meritul este atât al antrenorului cât și al jucătorilor care au știut să joace pe punctele lor forte până la urmă. Continuăm cu grupa C, unde se vor juca luni 3 partide. Grupa C pare totuși rezolvată din punctul meu de vedere, în special după victoria dramatică obținută de Ucraina împotriva Estoniei. Ucraina care a fost condusă în 39 de minute de estoni și în ultimul minut au reușit să revină și să câștige partida având 2-0 acum. Ucraina și Grecia au 2-0 după două etape în grupa C de la Milano, Croația și Italia 1-1. Estonia și Marea Britanie cenușăreasta grupei până acum și Estonia au 0-2. Mi-e greu să cred că estonienii sau britanicii vor putea să facă vreo surpriză și împotriva celorlalte echipe din grupă, mai ales că britanicii au pierdut deja cu Ucraina și Estonia mai are un meci cu meciuri cu Croația și cu Grecia, deci cu cele două favorite importante ale grupei. Da, cum ai zis și tu, grupa asta pare cam rezolvată. Marea Britanie nu cred că are absolut nicio șansă să se apropie măcar de o victorie și Estonia cred că o să fie la pământ după acest eșec dureros cu Ucraina. Au condus tot meciul și cu 30 de secunde înainte de final adversarilor au trecut la conducere cu o aruncare extrem de dificilă a lui Sidorov. Au pierdut la un punct și iată că Grecia nu e singură pe primul loc, în parte cu Ucraina, care are și a 2-0, dar nu cred că se pune problema cine va câștiga grupa asta. Arată excelent Eleni, pe lângă Ianis, la care cu toții ne așteptam să aibă prestațiile astea monstruoase. Am văzut cu Italia ce poate omul, a dat un capac excelent pe final, atâtea slam-dunk-uri în ultimul minut. Dar a surprins și acest Tyler Dorsey, parcă motivat de contractul cu Dallas Mavericks. Omul nu vrea să rateze de la 3, are mai mult de 50% cu 10 aruncări pe meci. Foarte interesant la Dorsey e că, din respect pentru țara pe care, pentru țara care l-a adoptat, și-a pus numele în alfabet grecesc și atunci nu scrie Dorsey cu D, scrie cu N, un gest foarte frumos al jucătorului, da. Care, după cum ai spus și tu, are un contract two-way cu Dallas Mavericks, ceea ce înseamnă că sunt șanse foarte mari să fie colegului Luka Doncic de sezonul viitor în NBA. Și să revină acolo unde a jucat, la Atlanta Hawks, dacă nu mă înșel în mare parte. Da. O să fie interesant de văzut dacă poate să ajungă în NBA și, ca o glumă așa, după cum a spus comentatorul de la Georgia Turcia când a dat Mamukelashvili acel game time shot cu care a intrat în prelungiri, că a zis că Sandro o să fie nou superstar de care are nevoie Giannis, poate că în NBA la Milwaukee Bucks. Poate așa o să fie și Tyler Dorsey pentru Luka, acum că Dorsey și Giannis combină pentru 51 de puncte ale Greciei dintr-o medie de 87. Da, și cred că Luka o să aibă nevoie de un partener în backcourt, mai ales după plecarea lui Brunson la Knicks, dar despre asta o să discutăm, detaliem transferurile din NBA. Uite, ajungem cumva și tot vorbim despre NBA, știi, chiar dacă discutăm despre Eurobasket, dar despre NBA vom discuta luna viitoare când intrăm în focurile basketului de peste ocean. Ne întoarcem acum pe bătrânul continent, în Praga, unde în grupa D Serbia și Israel, Serbia defilează și Israel are 2-0 după două runde, iar Cehia a jucat fără Tomas Satoran împotriva Serbiei, cred că menajat după aceea întorsă, a intrat în primul meci și n-a prea făcut o prestație excelentă, a avut doar 6 pase decisive fără coș marcat și aici pare a fi soarta grupei decisă. Cu Serbia și Israel clar calificate și Finlanda și Polonia adjudecându-și locurile 3 și 4. Nu știu, din moment ce Cehia pierd în primul meci contra Poloniei, nu știu ce șanse au. Probabil vor câștiga cu Olanda și vor trebui să își adune toate forțele să treacă de Finlanda, dar mi-e destul de greu să cred, mai ales și în cont de cum au arătat finlandezii cu Laura Markkanen în pioara 1.
Aici primele două locuri sunt adjudecate. Serbia arată de ce e favorita turneului. Jokic e la un nivel extraordinar. Nu e nevoie să joace mai mult de 22 de minute pe seară sau cât are și are niște cifre extraordinare de ambele meciuri cu plus 30 la eficiență, dacă nu mă înșel. Israelul m-a surprins plăcut după... Bine, meciul cu Finlanda a fost puțin cam stângaci și parcă am trebuit să-i mulțumească lui Deni Avdija, care i-a cărat în ultimele două sferturi și în prelungiri. Și eu cred că totuși pentru locul 4 e în aer situația. Finlanda cred că o să se califice, dar mie mi-a plăcut și Olanda cu Worthy de Jong la cârmă, acest jucător care e retras de la club și pentru național încă mai joacă un turneu, aparent. Da, e ultimul turneu din cariera lui Worthy de Jong pe care fanii basketului românesc îl amintesc că l-au văzut la Cluj în calificările pentru Mondialul din 2019. Acum mult timp și mulți selecționeri. Din păcate, na, nu putem să vedem o națională a Cehiei la potențial maxim nici la acest european. Dacă mai ține minte, la Cluj n-au jucat Balvin și Veseli, acum nu joacă Satoranski. Naționala Cehiei a demonstrat la campionatul mondial de ce e în stare atunci când e la capacitate maximă. Dar nu i-aș exclude nici pe ei, nici pe olandezi deocamdată în lupta pentru acel loc 4, mai ales după cum a arătat Polonia contra Finlandei, acea înfrângere la 30 de puncte dureroasă. Deci primele două locuri sunt acontate și, cum spui și tu, poate încă mai există un duel pentru locul 4. Ca o bilă albă pentru polonezi, chiar dacă au pierdut dureros cu Finlanda la foarte multe puncte, mi-a plăcut fratele mai mare din familia Ponitka, care după tot scandalul ăla din vară s-a revanșat și a avut niște prestații excelente, mai ales în primul meci când a avut 26 de puncte și 9 asisturi. Da, și AJ Slaughter este și el acolo în lot, dar mai subțire deocamdată. De așteptat totuși ca polonezii să se pună pe picioare, însă va fi interesantă și această grupă, chiar dacă, după cum am spus, este clar grupa Serbiei și l-au și menajat pe Nikola Jokic, jucându-l 20-20 un pic de minute. Vasile Micić iarăși într-o formă de zile mari, mai ales ca pasator, ceea ce el nu era neapărat recunoscut la Anadolu Efes, unde era un scorer pur sânge. Cred că totuși vor defila și în celelalte meciuri. De altfel, colegul nostru Bogdan Isăilă a pus cotele zilei de la Superbet pe un bilet pe site-ul nostru basket.ro și se bazează pe potențialul ofensiv al Serbiei, dar și al Finlandei, și ne oferă o cotă de 1.40 pentru un meci cu 156 de puncte marcate. Deci cred că suntem în target, nu? Da. Cu siguranță, mai ales la ce apetit ofensiv are Serbia până acum la turneul final. Alte cote oferite de Bogdan de la Superbet, el crede că Ucraina-Italia, că echipa națională gazdă se va impune la minim 5 puncte pentru o cote de 1.40, ceea ce cred și eu că e realizabil, mai ales după tot efortul emoțional pe care au trecut ucrainenii și după meciul cu Estonia, pe lângă, mă rog, cele extra sportive. Hai să vorbim un pic de jucătorii pe care am pus noi în primul episod. Am zis că vor fi revelațiile, vor fi vedetele acestui turneu, vedetele neașteptate, de fapt, tinerii de perspectivă. Cum ți s-au părut până acum Deni Avdija? Mi s-a părut exact cam pe aceeași linie de progres pe care a avut-o în NBA la Washington Wizards. În primul meci cu Finlanda a fost extraordinar, atâtea clutch, aruncări clutch, triple dificile, l-a apărat pe Lauri Markkanen, care este ceva mai mare decât el în ultimele 3 minute din prelungiri, a arătat că poate să fie și playmaker, a avut vreo 4 asisturi, a terminat cu 15 recuperări, atunci a fost, cred că, cel mai bun meci din cariera lui, incluzându-le pe toate din NBA. Și a fost după aia foarte bun și în meciul următor, când tot așa a decis soarta jocului cu niște aruncări pe final. A avut una aproape de logo de la jumătatea terenului. Da, am observat și eu acea schimbare a lui Markkanen.
când a trecut să la pere Pavdia. Mi s-a părut o idee interesantă, mai ales că Avdia, mai ales că Markkanen îi place să joace un pic departe de panou și atunci avantajul Taliei se diminuează, iar Avdia este un jucător tenace cu mobilitate ridicată și a putut să-i facă față lui Markkanen destul de ușor pe perimetru, oprind un Lauri Markkanen care era on fire, cum zic mecanicul la acel moment. Da, păi parcă a vreo 33 de puncte, cred că, în meciul ăla. A dominat până în prelungiri când s-a stins deodată, pentru că nu mai putea să își aleagă locurile, să meargă către aruncările pe care le vrea și era nevoie de multe ori să paseze. Da, și acum l-aș mai remarca și pe Franz Wagner, de care am vorbit noi. A demonstrat că proiecțiile pe care i s-au făcut înainte de a fi draftat în NBA, că va fi doar un rotation guy, sunt poate greșite, mai ales și în primul sezon de NBA, unde a avut medii foarte bune peste așteptări. Și iată și în aceste prime trei meciuri contra trei meciuri de la Eurobasket contra Bosniei a avut 18 puncte cu 5 recuperări și apoi 32 de puncte și 8 recuperări în thrillerul cu Lituania. Pe lângă o aruncare precisă de la distanță, mi-a plăcut foarte mult și cum se mișcă în afară fără minge, tăierile pe care le-a făcut spre panou și a reușit și două capace foarte spectaculoase de pe weak side venind, deci cumva Franz Wagner și Avdia, iată, au confirmat așteptările noastre de la ei. Turcii tăi, Alperen Sengun, ești mulțumit de ce joacă? Da, nu pot să spun că a avut niște prestații extraordinare, mai ales dacă ne gândim la cea din primul meci, când a avut 5 din 14 și a fost contestat de Ergin Ataman, selecționerul Turciei, dar după s-a revanșat clar. A avut, cred că un double-double, nu, 29-4 cu în al doilea meci, iar aseară a fost cel mai bun jucător al Turciei cu Georgia. Chit că au pierdut acea dispută, dar a avut atâtea aruncări importante în prelungiri. El era să câștige meciul cu un slam dunk la ultima fază după un pick and roll cu Shane Larkin, dar a avut problema pe care o are și în NBA, pentru că nu poate să stea foarte mult pe parchet din cauza faulturilor. Faultează foarte des, foarte aiurea și asta din cauza că e lent când se apără pe semicerc și nu se poate regrupa atât de repede pentru a ajunge la capăt. Asta poate fi reglat atât prin progres fizic cât și dacă este ascuns un pic tactic, pe stilul cum e ascuns Nikola Jokic la Denver. Apropo, dacă să vorbesc și eu de favoritul meu de Nikola Jokic, a fost cumva amenajat de dominația Serbiei în aceste zile și a jucat în jur de 20 de minute pe meci, cu toate acestea a avut niște medii fenomenale. Mi-a plăcut foarte mult conexiunea dintre el și Micić, adică și-au dat asisturi unul altuia. Și mi-a plăcut foarte mult un jucător pe care nu-l știam, care e, adică auzisem de el, dar nu-l văzusem foarte des, Ristić, rezerva lui Jokic, care mi se pare un backup center foarte mare, dar și foarte mobil. L-am văzut sub panou, are un procedeu bun și stă foarte bine la recuperare și suplinește foarte bine absența lui Milutinović din lotul Serbiei, care probabil va intra pe parcursul turneului, din moment ce a fost păstrat în lotul de 12. Ceva pronosticuri? Ceva? Îți schimbi? Să schimbăm primele patru echipe pe care le ziceam? Că noi am mers pe mâna Greciei, Serbiei, Sloveniei și Franței. Eu, unul a schimbat Franța cu Germania, sincer. Da, și eu la fel, cred că în momentul ăsta, sau poate chiar Israel, că mi-a plăcut foarte mult ce au jucat și Guy Goods mi se pare un antrenor excelent. S-ar putea să fie ei surpriza turneului. Da, și eu cred că Germania a arătat atât în meciul direct contra Franței, pe care l-a dominat, să fim sinceri, dar și prin prestațiile tinerilor jucători, că își poate spera la o medalie pe final, până la finalul acestui turneu, mai ales că joacă și acasă. Bine, nu o să mai joace în Köln, nu o să joace la Berlin, dar probabil susținerea va fi cu atât mai mare. Și că tot ai zis de Germania, cred că au și avantajul panoului, pentru că probabil vor termina pe primul loc în grupa B
și vor juca cu echipa a patra din grupa A, care va fi una dintre Georgia, Muntenegru și Belgia. Iar după aia vor avea un adversar destul de facil între câștigătoarea locului 2 din grupa C și locului 3 din grupa D, dacă nu mă înșel. Și practic au un traseu ușor până semifinale și au o cotă de 3.50 să termine pe podium la Superbet și cred că e foarte realizabilă această țintă pentru ei. Da, e o cotă generoasă și bine că mi-ai zis de ea. E o cotă generoasă care cred că poate fi câștigătoare, mai ales la cum a arătat Germania în aceste trei meciuri. Bun. Acestea fiind spuse, fanii basketului românesc sunt invitați să urmărească Eurobasket pe superbet.ro și pe aplicația Superbet. Și ne vedem la următorul episod. Să ne revedem cu bine!